Vremea se va schimba în următoarea perioadă. ANM a modificat prognoza meteo și anunță ploi, dar și multe alte fenomene extreme. De la jumătatea săptămânii, pe teritoriul țării noastre va intra un val de aer mai rece, generat de o depresiune atlantică, care se va extinde peste cea mai mare parte a Europei. Miercuri, temperaturile vor mai pierde câteva grade, iar atmosfera va deveni instabilă. Temporar vor fi ploi torențiale, tunete, fulgere și vânt alert, iar în intervale scurte de timp se pot strânge cantități mari de apă. La mijlocul săptămânii, vremea va fi răcoroasă, dar se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Conform meteorologilor, șansele de ploaie vor crește de la o zi la alta, mai întâi în vest, iar în a doua parte a săptămânii și în celelalte regiuni. Prognozele actuale indică precipitații consistente și vom avea parte de o scădere. Amplă a temperaturilor. Zilele acestea, temperaturile vor trece de 20 de grade Celsius în majoritatea regiunilor, dar cele mai ridicate valori de până la 26 de grade se vor înregistra în sudul teritoriului. Cerul va fi variabil în nordul și nord-estul țării, iar în regiunile sudice și în cele sud-vestice vor fi ploi de scurtă durată. Iar din orele serii vor fi și descărcări electrice. Vremea va fi așa până pe data de 14 septembrie. După vom avea temperaturi și mai scăzute. Efectele ciclonului se resimt și în România, deci ne putem aștepta la mai multe fenomene extreme în această perioadă. Totuși, estimările pe termen lung arată temperaturi peste medie și în a doua jumătate a lunii, au anunțat meteorologii.